În apropierea sărbătorii creștine a nașterii Domnului, polițiștii hunedoreni au avut inițiativa de a sprijini material și spiritual o familie monoparentală, victima violenței domestice. Cei doi micuți în vârstă de 9 și 11 ani, care trăiesc împreună cu mama lor într-o locuință protejată din județul Hunedoara, au fugit din calea unui tată violent în urmă cu un an, în toiul iernii, iar vizita oamenilor legii le-a adus un plus de siguranță și încredere. Impresionați de drama acelei familii monoparentale, polițiștii hunedoreni s-au transformat în ajutoare ale lui Moș Crăciun și au organizat o colectă benevolă, în urma căreia au cumpărat alimente de primă necesitate, dulciuri, jucării, dar și măști de protecție pe care le-au oferit în prag de sărbători celor doi frățiori și mamei lor. Cam fiecare an, polițiștii hunedoreni sunt alături de categoriile sociale, să le spunem, mai puțin fericite, cei care practic nu au o familie, vorbim despre copii ce provin din medii defavorizate și cărora încercăm să le oferim un exemplu de viață, un exemplu pozitiv prin ceea ce noi facem, prin calitățile morale pe care poliția română le promovează. De această dată, pe lângă prietenia și sfaturile antivictimale pe care noi le-am oferit celor mici, le-am adus și câteva cadouri specifice perioadei sărbătorilor de iarnă, perioadei Crăciunului și, bineînțeles, vom fi alături de ei, poate o parte din acești copii și ne dorim acest lucru să urmeze chiar o carieră în Poliția Română. Copiii au fost impresionați de ajutoarele cu epoleții ale moșului, iar după ce au urcat în auto speciala de intervenție a poliției, s-au decis în privința carierei pe care o vor urma. Aceștia au mărturisit că își doresc să devină polițiști pentru ca mama lor, orice alte mame aflate în dificultate, să fie protejate de partenerii pentru care violența este singurul mod de exprimare. Băiatul chiar a fost fericit să îmbrace uniforma de polițist oferită în dar de oamenii legii. La plecare, oamenii legii au promis că vor oferi și pe viitor sprijin material familiei respective, astfel încât cei mici să își poată continua studiile și, poate, într-o zi, să opteze pentru cariera de polițist. De altfel, nu este prima dată când polițiști oferă sprijin acestei familii. Ei au fost alături de cei doi micuți și de mama lor și în preajma sărbătorilor sfinte de Paști, când, de asemenea, le-au oferit alimente și cadouri. Suntem la prietenii noștri, cei pe care i-am vizitat și în urmă cu aproximativ jumătate de an, în preajma sărbătorilor pascale. Iată, de această dată se apropie o nouă sărbătoare importantă pentru noi, sărbătoarea nașterii Domnului, și am dorit să o marcăm în familie, așa cum este de fiecare dată, marea familie a poliției, care s-a extins astăzi cu un nou membru, un copilaș foarte drăguț. Și am fost impresionați de faptul că acesta chiar își dorește să devină polițist. Am dorit să-i oferim această uniformă din partea noastră și sperăm să fie un cadru de nădejde al Poliției Române care să-și apere familia și comunitatea de răufăcători. Gestul umanitar al oamenilor lege își propune să atragă atenția asupra urmărilor dramatice ale violenței în familie. De asemenea, polițiștii au mai oferit cadouri și alimente și copiilor instituționalizați în cadrul așezământului de ocrotire din localitatea Săulești, aflat sub oblăduirea Episcopiei de Vei și Hunedoarei. Pentru a aduce o umbră de bucurie în viața acestora, la începutul acestei săptămâni, polițiștii din Vulcani au donat bani și au fost Moș Crăciun pentru 21 de copii și 14 persoane vârstnice.